Daniel Opriță a rămas un suporter fidel al Petrolului. Chiar dacă a plecat de 2 ani de la Ploiești, fostul atacant vine de fiecare dată cu plăcere la meciurile galben-albaștrilor și în actualul sezon a fost la meciurile cu Voluntari și Pandurii. Două partide pe care gazarii n-au reușit să le câștige și care au contribuit la situația periculoasă din clasament. Surse apropiate clubului spun că patronul Dan Capra a avut o discuție cu Opriță în care i-a propus să vină în staful tehnic al Petrolului. El ai vrea să antrenezi Petrolul? Deocamdată vreau să antrenez acolo unde sunt acum, o iau mai ușor așa, de la Liga 2, Liga 3 și când o să fie, mai am de muncit, mai am de să o iau de jos, să fac rezultate acolo și după aceea, dacă o să fie momentul, cu mare plăcere. Opriță a pregătit ultima oară pe Juventus București în Liga 3 ca antrenor principal. Rămâne de văzut dacă Dinel Opriță va rezista propunerii de a veni la Petrolul. Conform unor surse apropiate clubului, patronul Capră nu va mai rezista mult până când va rezilia contractele unor jucători nemulțumit de aceștia.